În seara asta o să avem surprize, așa că o să facem cât mai posibil ca fiecare dintre noi să se simtă bine. Eu deja mă simt bine, probabil se vede lucrul ăsta, pentru că sunt împreună cu voi și, așa cum spuneam, am o casă mare și iată, v-am primit pe toți în casa mea. Eu vă simt la mine în casă. Așa că n-o să fiu eu cea care vorbește în această seară, ci sunt, hai să-i spun, MC-ul sau sunt persoana care o să facă introducerea invitatului special din această seară. Avem un invitat pe care atât eu cât și cei care o cunosc o îndrăgesc foarte mult. Este un lider foarte recunoscut, un lider de drum lung, un lider care, cu care ne cunoaștem de foarte mulți ani și care a demonstrat în timp că oricând și în orice situație te poți baza pe ea și pe familia ei, pentru că sunt împreună cu soțul ei. Și sunt oameni care au construit o afacere foarte mare, oameni care au influențat alți oameni, oameni cu o experiență uriașă. În seara asta o avem doar pe doamna și îi mulțumim și suntem cu mare interes să ne notăm și chiar să o ascultăm tot ceea ce ne împărtășește în această seară legat de oportunitatea EMOE și de experiența pe care o are în acest business. Este vorba despre doamna Daniela Biro. Și o invit alături de noi, chiar dacă nu putem să deschidem cu toții camerele, să-i dăm un rând de aplauze, dar măcar să mimăm și să-i spunem cu mare bucurie, am așteptat momentul ăsta și să o ascultăm. Iar pe toți ceilalți, dragii mei, prietenii mei, vă rog din suflet să închideți microfoanele, astfel încât să avem o audiție cât mai corectă și cât mai plăcută. Daniela, îți dăm cuvântul și te ascultăm cu mare interes. Mulțumesc foarte mult pentru edificare. După cum ați auzit, sunt Daniela Biro, sunt căsătorită. Anul ăsta chiar avem 25 de ani de căsnicie, în august. Am fost prieten 7 ani de zile înainte cu soțul, fiecare la casa lui. Așa. Deci chiar suntem amândoi oameni de drum lung, ca să spun așa. Sunt asistentă medicală și am lucrat în acest domeniu 23 de ani. Nu m-aș fi gândit niciodată că o să renunț la această meserie, pentru că îmi plăcea ceea ce făceam și cred că era singura care mi se potrivea, cel puțin așa gândeam. Dar la un moment dat aveam 19 ani jumate vechime ca și asistentă, am început să caut surse, soluții pentru un venit suplimentar, pentru că nu ne mai ajungeau banii. Și bineînțeles că atunci când cauți, găsești, pentru că dacă doar ne plângem și nu facem nimic pentru a căuta soluții, nu o să vină oportunitățile la noi, în întâmpinarea noastră. Am fost invitată, eram asistentă la acel moment la o școală generală, am fost invitată de o doamnă foarte tânără, o profesoară tânără, la o întâlnire. Mi-a dat informații zero despre acea întâlnire, mi-a spus doar că pot să văd o idee prin care pot să câștig un venit suplimentar pe lângă serviciu. Vă dați seama că dacă eu asta căutam, cel puțin de jumătate de an căutam, eram perseverentă pe acest gând. Am și fost la acea întâlnire și acolo era prezent doamna Daniela Vâjdea, cea care a devenit, familia Vâjdea care a devenit, au și devenit îndrumătorii noștri. Și dânsa vorbea despre o oportunitate întotdeauna am asociat-o din acel moment, pe care poate să o oportunitate care se potrivește tuturor oamenilor. De ce? Pentru că era vorba de o companie americană care în acest moment are 62 de ani pe piață, este extinsă în peste 100 de țări și teritorii, care promova produse ecologice, biodegradabile, foarte concentrate, produse unice. Toate produsele lor sunt marcă registrată, trademark. Pe fiecare o să vedeți scris acest lucru și nu aveam mare lucru de, nu era ceva foarte complicat, pentru că doamna Vâjdea ne-a, încă de la acea întâlnire, a prezentat produsele și a spus că și noi consumăm produse în casă, doar că se numeau altfel.
și că să ne ducem acasă, să ne scoatem toate produsele care le consumam la acel moment și să vedem cât de multe sunt și unde au mers banii noștri pe acele produse. Dacă noi am câștigat bani, consumăm produse. Deci ne-a scos în evidență faptul că cu consumul pe care îl facem zi de zi în casă, putem să ne dezvoltăm propria afacere și să fim plătiți de această companie și dacă recomandăm locul de cumpărături și altor persoane, putem să ne construim propria rețea de consumatori. Pentru că compania nu caută vânzători de produse, caută parteneri. Ei, din acel moment, când a prezentat, n-am fost atât de atentă la planul de marketing al afacerii, am fost atentă la produse, pentru că întotdeauna am fost interesată de sănătate. Vă dați seama că aveam 19 ani jumate vechime ca și asistentă, dar în primul rând eu ca persoană aveam, întotdeauna am dat acest exemplu, pentru că de aici am plecat, aveam mâinile atât de uscate și crăpate, pentru că de la produsele cu care eu lucram la serviciu puneam la sterilizat, acasă spălam vasele, rufele și în acel moment când doamna Vâșdea și prezenta produsele mi-am dat seama că pielea este cel mai mare organ al corpului și noi ca persoane îi dăm cea mai mică importanță pentru că prin porii pielii ajung în organismul nostru toți fosfații din produsele de curățenie, de spălare a rufelor, ajung și alte substanțe. Prin tot ceea ce foloseam noi, chiar dacă le foloseam cu mâinile, puteam să ne îmbolnăvim. Ei, m-am dus acasă, i-am spus soțului meu că eu o să am o afacere. El a spus că n-o să mă încurce. Ideea este că m-a sprijinit încă de la început, chiar dacă nu a fost atât de atent să vadă ceea ce fac eu zi de zi. Ideea este că am explicat și eu tuturor din celor din jurul meu cum pot să-și dezvolte afacerea, că pot să își schimbe locul de cumpărături, pot să consume produse de calitate. Am câștigat acel venit suplimentar din recomandarea produselor, dar aici deja a intervenit îndrumătorul, familia Vâșdea, pentru că poate nu dăm atât de multă importanță la început, sunteți și dumneavoastră foarte mulți la început, la această întâlnire. V-am și observat înainte de a începe întâlnirea, pe unii dintre dumneavoastră îi cunosc personal, pe alții doar din auzite. Și ca și mine, probabil că nu dați atât de mare importanță îndrumătorului, dar îndrumătorul este persoana, antrenorul dumneavoastră personal, care vă conduce prin această oportunitate, care are mai multă experiență, vă dă încredere și, de exemplu, mie nu-mi place să fac sportul, dar probabil că dacă aș avea un antrenor lângă mine, care poate și dacă nu l-aș plăti, ar fi cineva dintre cunoștințele mele, tot aș face ce mi-ar spune, pentru că mi-ar fi jenă să-i spun că nu fac ce-mi zice sau că nu se răsplătesc cumva eforturile. Ei, asta înseamnă și îndrumătorul, faptul că familia Vâșdea a venit tot timpul să ne ajute, să ne pornim propria afacere, să arătăm celor din jurul nostru, dar în momentul când eu am luat decizia să fac și treabă, și când nu era dânsa aici cu mine, familia Vâșdea când nu erau la Deva, în momentul acela afacerea noastră a crescut foarte mult. Pentru că mi-am dat seama că îndrumătorul mi-a dat încredere în mine și oamenii pe care le-am arătat această oportunitate, oamenii care, la care le-am arătat această oportunitate au avut încredere în mine. Deci nu în îndrumător, pentru că acel îndrumător pentru mine însemna foarte mult, pentru ei era o persoană necunoscută.
Cu ajutorul acelor oameni am ajuns și la, deci în momentul când îndrumătorul mi-a spus să fac, printre primii pași, să-mi fac lista de cunoștințe, eu m-am gândit doar la persoanele pe care le cunosc în acel moment. Nici pe acelea nu le-am scris pe toate, dar cu ajutorul acelor persoane am ajuns în lista de cunoștință a altor oameni. Scuze, ceva probleme tehnice. Nu se aude? Cineva dintre invitați a dat screen share. Vă rog să verificați și să închideți. Scuze. Oricum, eu vreau să vă vorbesc de beneficiile care le-am avut în această oportunitate, pentru că toată lumea se gândește, da, produse... Eu nu vreau să fiu vânzător de produse, exact cum v-am spus la început, dar compania caută consumatori, caută oameni care vor să-și parteneri, caută oameni care vor să-și dezvolte, să devină antreprenori, să-și dezvolte propria lor. Dana, îmi cer scuze că intervin. Oare nu la tine? Dă stop screen acolo, deci nu știu, sau cine a intrat. Cine-i doamna host? Sorina. Cine? Doamna Sorina. Cine-i Sorina? Vă rog să închideți că apare pe ecran lucruri care nu aparțin acestei întâlniri. Am senzația că nu știe să... Trebuie să dea acolo pe X jos, pe roșu. Cine, doamna Sorina, ar fi bine să ieși să intrați din nou. Așa, se aude măcar? Da, auzi, vă auzim, doamna Biro. Se aude, vă vedem, dar da, se vede și pe screen. Dar se vede și altceva și nu e în regulă. Cine e host? Acum e ok. Acum s-a vedea toată lumea ecranul dublu. Da. Da, deci nu era în regulă. Ok, îmi cer scuze, Dana, dar se distrăgea atenția. Toată lumea era atent acolo. Și eu vedeam, dar nu știam cum să opresc. Îmi cer scuze pentru doamna Sorina, am fost nevoit să o scot afară din ședință, că nu reușeam să închid microfonul. Sau dacă poate să puteți o chemați din nou, ar fi extraordinar. Dar trebuie să o scot ca să nu mai fie share-ul respectiv. Mulțumesc mult! V-am spus, am avut foarte multe beneficii în această oportunitate. În primul rând, această oportunitate mi-a dat posibilitatea, parteneriatul cu această companie mi-a dat posibilitatea să îmi iau produse încă de la început cu reducere și faptul că am putut să le recomand și altor persoane. Deja a apărut acel venit suplimentar foarte rapid, care a făcut să am tot timpul bani în buzunar. Vă spun sincer, întotdeauna mi-era groază. Noi ne-am făcut un confort în casă, am avut propriul apartament, soțul meu și cu mine am încercat în așa fel să avem propriul nostru apartament, ne-am făcut un confort, dar ne doream mai mult. De exemplu, întotdeauna refuzam nunțile, refuzam o zi de naștere sau știu eu, pe diferite motive, pentru că nu se mai încadrau în cheltuielile noastre lunare. Nu știu dacă ne înțelege sau sunteți în aceeași situație. Și atunci faptul că eu aveam tot timpul bani în buzunar, în primul rând mi-am putut lua produsele pentru mine, mi-au ieșit gratis. Din recomandarea cel puțin 3 produse, eu deja aveam al meu gratis. După aceea, faptul, v-am spus că aveam acei bani în buzunar, tot timpul puteam să-mi iau un sacou, puteam să-mi iau o pereche de pantofi, puteam să ofer un cadou frumos unei prietene care avea ziua de naștere și asta însemna, de fapt, o reclamă pentru mine. Oricum eu trebuia să merg cu un cadou la acea prietenă sau cunoștință și atunci îi duceam un cadou din afacerea mea. Un alt beneficiu a fost că
am putut să recomand locul de cumpărături și altor persoane. V-am spus și aveam propriu antrenor lângă mine, pe care l-am respectat încă de la început și am încercat să îi înțeleg munca. Pur și simplu am văzut că dacă ascult antrenorul, pot să am doar beneficii. Și atunci am construit acea rețea de consumatori. Oameni care nu îi cunoșteam foarte bine au ajuns în afacerea noastră doar pentru că mi-am dat o șansă să nu spun nu, ăla nu o să construiască afacerea că are bani prea mulți, celălalt nu o să construiască că este pensionat de boală și are venituri limitate. Și atunci am oamenii care și-au schimbat locul de cumpărături datorită mie, am construit o rețea de consumatori care mi-au adus timp și bani în timp, adică timp și bani. Dar mi-am dat o șansă. Ideea este că la un an și o lună de când am început această oportunitate, deja eram nivel de 21% în afacere. Știu că nu am făcut un plan de marketing, poate un pic m-a și acea defecțiune tehnică, ca să-i spun așa, m-a scos din idei. Dar persoanele care v-au invitat o să vă arate planul de marketing, că suntem recompensați cu procente din recomandările care le fac și cunoștințele noastre. Și atunci folosim, toți dintre noi facem parte dintr-o rețea de consumatori. Avem internet acasă, avem telefon, avem cablu, toate acestea înseamnă rețea de consumatori, mașina, îi pune motorină, benzină, este o rețea, acele benzinării sunt o rețea de consum. Toate acestea noi facem parte dintr-o rețea de consum. De ce să nu avem și noi propria noastră rețea de consum? Am avut propriul meu magazin virtual. Încă de la început era un magazin la care nu aveam nevoie de șefi, nu aveam nevoie de angajați, nu aveam nevoie să plătesc gaz, curent la un spațiu de depozitare. Asta iarăși era un avantaj, un beneficiu foarte mare. Iarăși un alt beneficiu foarte mare, că făceam parte dintr-o echipă, o comunitate de oameni pozitivi. Eu întotdeauna gândeam negativ. Poate viața nu m-a ajutat să gândesc pozitiv, am avut provocări, probabil că și dumneavoastră aveți provocări, dar sunt unele persoane, faptul că am lucrat în ambulatoriu, am întâlnit foarte mulți oameni, am văzut că sunt, cred că prin propria construcție, oameni care sunt pozitivi de felul lor. Foarte mult am invidiat pe acei oameni, că pot întotdeauna să gândească pozitiv și asta este foarte bine pentru că atras spre tine lucruri pozitive. Această echipă de oameni au făcut să-mi crească încrederea că și eu pot reuși. Am văzut exemple de oameni care au reușit și am încercat să stau pe lângă acei oameni întotdeauna. Și v-am spus, oameni din diferite medii, de exemplu, familia Vâșdeu aveam tot timpul lângă mine, doamna Vâșdeu a lucrat în fabrică de prelucrare a lemnului, domnul Vâșdeu a mecanic la un din asta de croitorie foarte mare, cu foarte multe femei în jurul dânsului, cum spunea doamna Vâșdeu, am vrut să o scol din mediul acela. Iarăși am văzut familia Dascălu. Doamna Dascălu a lucrat la o agenție Lotto, domnul Dascălu a lucrat într-un birou la CFR-ul. Dar am văzut la întâlniri și oameni care veneau din medii, din afaceri clasice. Chiar la un moment dat am înscris în afacere un domn din Valea Jiului care lucra la o firmă din aceasta de apă și îmi spunea, am fost la București și am intrat în contact cu un diamant din Nemoi, familia Floroiu, era domnul Floroiu, este diamant în Nemoi. Vă dați seama că n-a renunțat la afacere.
Deci poți să faci pe lângă serviciu această oportunitate, poți să o dezvolți foarte bine. Eu, deși ajunsesem într-un an și o lună la nivelul acela de 21%, ne intrau 2000 de euro în fiecare lună, eu m-am dus în continuare la serviciu. Nu aveam timp în timpul serviciului să mă ocup de afacere. Am ajuns să lucrez la orele în policlinică și vă dați seama că nu putea medicul să consulte și eu să vorbesc despre afacerea mea. Și atunci am rămas foarte impresionată când medicul cu care am lucrat eu a venit la lucru și mi-a spus: tu, Dana, tu nu mi-ai spus că câștigi 2000 de euro pe lună. Fiind duminică, cu o zi în urmă, a sunat-o cineva. De asta, tot într-o carte am citit asta, acum am întrerupt puțin, că nu contează pe cine cunoști astăzi, ci cine te cunoaște pe tine. A sunat-o cineva, i-a luat numărul de fix, știți că înainte erau cărțile de telefon, și a spus: aveți o asistentă, Dana Biro, aveți numărul ei de telefon, pentru că îmi trebuie produse de la Emoi. Și mi-a spus: tu nu mi-ai spus că câștigi, și doamna a spus că eu câștig 2000 de euro pe lună și așa, și că mă ocup de produsele astea, dau mai multe informații. Păi zic, știți, mă ocup de produsele astea, am scos cu spray-ul de pete la fica dânsei, pe o rochie din aceasta care era chiar nou croită, o pată de pe material. Dar eu i-am scos pata și nu m-am apucat să-i fac planul de marketing și nici nu i-am arătat alte produse. Dar v-am spus, deci nu contează, dacă faci lucrurile corect și le faci zi de zi, rezultatele nu întârzie să apară. Iarăși un lucru care chiar am citit astăzi într-una dintre agendele vechi, în care scria că dacă ai un gând în minte, ai tot timpul în minte un țel, nu ai cum să nu-l realizezi. Și așa e, că de fapt adevăratul meu țel, mi-am dat seama, deși am mers în concedii cu compania, am fost în croazieră, vă dați seama, tot plătit de companie, inclusiv cadouri în fiecare zi pe pat. Am fost în Antalya, am fost în Tenerife, am fost în Sardinia, am fost în Maroc. Deci toate acestea au fost concedii plătite de companie. De fapt, adevăratul meu țel, mi-am dat seama astăzi, ca să spun așa, a fost să fiu liberă. După 3 ani jumate, după ce am început această oportunitate, am renunțat la serviciu. Nu era foarte greu, că știți că nu sap șanțuri, aveam mult de lucru. Știți că cabinetul Orele era un cabinet foarte greu, tot timpul aveam consultații, dar am zis, pe lângă serviciu, oricum, după masă, fiecare are un timp liber pe care poate și-l pierde cu o prietenă la o cafea sau, știu eu, în alt mod. Și eu pot pe lângă serviciu să acest timp să fac să fie profitabil. Ei, am renunțat la serviciu când mi-am dat seama că trebuie tot timpul, nu are cine să mă înlocuiască, eram singură pe acel cabinet la acel moment, nu are cine să mă înlocuiască la serviciu, veșnic trebuia să merg cu temenele ca să pot să fac rost, să merg în concediile cu compania, în momentul când eu am renunțat la serviciu, după acei 3 ani jumate de dezvoltat afacerea, atunci am văzut ce înseamnă adevărata libertate. Să nu ai șefi, să nu-ți programeze cineva timpul, să poți să mergi în concediu când vrei, să nu știi dacă este luni sau marți sau miercuri. Mai țineam cont când e sâmbătă, că atunci când eram acasă cu soțul meu, noi facem sâmbătă curățenie generală. Avem un apartament mai mare și atunci facem curățenie generală. Deci asta înseamnă libertate. Eu m-am trezit 13 ani jumate, acolo am primit repartiție când am terminat școala, liceul sanitar, după ce am făcut post-liceal pe lângă liceul sanitar în timpul serviciului, că nu era în timpul lui Ceaușescu. Și 13 ani jumate când m-am dus la postul meu după un an de stagiu undeva, m-am trezit la 4 jumate în fiecare dimineață. Deci eu am știut ce înseamnă libertatea. Niciodată să nu-ți faci probleme că nu ai bani, nu ți-s de ajuns banii din luna respectivă. În fiecare dată de 10 intră banii în cont.
Asta este un lucru foarte important, plus banii când, care vin din recomandarea produselor. Foarte multă lume mă întreabă, dar tu mai vinzi produse, mai recomanzi produse? Păi oamenii care nu vor să aibă propriul lor magazin virtual, cui să-i las, nu? Că ei vor căuta pe altcineva. Și atunci automat îi țin aproape de mine. Cine s-ar fi gândit că o să vină pandemia și foarte mulți oameni o să-și facă cumpărături prin intermediul internetului? Vă dați seama că acum 15 ani, cred că sunt, nu? Din 2006, februarie, acum 15 ani, trebuia să crezi ceva ce încă nu vedeai. Că toată lumea o să-și facă cumpărături prin intermediul internetului, că o să vină cumpărături la casă, cumpărături la domiciliu, atunci măcar, nici măcar pizza nu se cumpăra la domiciliu. Cred că celular era deja. Deci să crezi ceva, să crezi în ceva pe care încă nu îl vezi. Dar totul pornește de la consumul de produse pe care tu oricum îl faci. Și îl faci în mod repetat, că te speli pe dinți, și trebuie să termină pasta de dinți, trebuie să-ți o cumperi din nou. Îți speli hainele, se termină detergentul de haine și trebuie să-l cumperi din nou. Produse care se cer, care se consumă repetat și produse pentru care există cerere mare. Mai cum, deci noi avem peste 450 de produse în România. Chiar numai mâncarea nu ne-o cumpărăm de aici, deși avem câteva produse, paste făinoase, ulei de măsline, oțet balsamic, cafea. Cine vine la mine, întotdeauna îi fac cafea din afacerea mea. Deși când lucram, vă spun sincer că primeam foarte multă cafea, dar întotdeauna o dădeam familiei. Mătuși, știu eu, la care mă duceam în vizită, care poate și erau mai în vârstă, nu țineau cont că neapărat că este de la Emoi. Dar eu vroiam să consum cafea din afacerea mea, să fiu consumator 100% al produselor din afacerea mea. Primeam produse încă de la cumnata mea, sora soțului meu, care locuiește în Ungaria. Încă de la început, când mi-am dat seama că eu câștig bani mulți de aici, mi-am spus, nu mai am mi-aduce produse, pentru că noi avem produsele din afacerea noastră. Deci sunt o groază de beneficii pe care le-am avut din asta. Când vezi la început, vezi doar produsele, dar de fapt, cu ajutorul lor, ajungi la adevărata valoare, la adevărații oameni, la oamenii care vor să construiască ceva, pentru că dacă arăți la destul de multă lume această oportunitate, ei ajung să aibă succes, dar ajungi și tu să ai succes. Asta este un lucru extraordinar. Iarăși, că spunea că am făcut din pasiunea mea pentru sănătate. Sănătatea este cea mai importantă. De fapt, oamenii, eu citisem chiar o carte recomandată din această oportunitate, că oamenii în viitor vor fi interesați tot mai mult de sănătate. Și așa s-a întâmplat. Foarte mulți oameni au ajuns să fie interesați de sănătate. Poate că nu se interesează neapărat de un parfum, deși avem parfumuri franțuzești originale, dar întotdeauna vor fi interesați de o cutie de omega-3, pentru că omega-3 nu ajută inclusiv la ficatul gras, ajută la depresie, este un antiinflamator foarte puternic, la circulație, fluidizează sângele, deci la creier. Chiar una dintre clientele mele este psiholog, este în vârstă, dar chiar mi-a arătat o carte că noi din alimentație nu luăm nimic pentru creier. Și de aceea foarte mulți oameni, după ce și nu mai lucrează, deci nu mai sunt într-o echipă sau cu care să comunice atât de mult ca înainte, se ramolesc foarte repede. Și atunci faptul că eu am putut, chiar este o pasiune pentru mine, sănătatea, faptul că eu am putut să ajut foarte mulți oameni datorită recomandărilor mele în ceea ce privește suplimentele alimentare de la Nutrilite, a însemnat foarte mult. Deci nu numai bani, pentru că la un moment dat nu numai banii sunt importanți. Pașii care trebuie să-i facem, avem ABC-ul afacerii, chiar întrebați. De asta zic că întâlnirile noastre sunt foarte scurte, 30-40 de minute maxim.
dar faptul că avem lângă noi materiale, faptul că avem îndrumătorul, avem echipa, toate acestea ne ajută ca pas cu pas să ajungem la adevăratele scopuri, să ne realizăm scopurile. Și atunci pașii sunt să ne stabilim un țel, un scop. Pentru mine, la început, acel scop a fost venitul suplimentar, dar după aceea mi-am dorit concediile cu compania și în subconștient a fost acea libertate pe la care am ajuns, eu spun că destul de repede, că chiar la început, când am auzit acest plan de marketing, spunea, este un proiect financiar de 2-5 ani. Dar noi consumăm produse toată viața, niciodată nu o să renunțăm la ele. Să zicem, gata, am ajuns la veniturile care mi le-am dorit și o să renunț la produse. Nu, niciodată nu o să renunțăm. Deci acel scop este foarte important. A doilea pas, lista de cunoștințe, oameni care nu-i cunoaștem, nu numai oamenii care îi cunoaștem astăzi, oamenii pe care îi vom cunoaște în viitor, cu care ne întâlnim tot timpul. Tot timpul ne facem, cunoaștem oameni noi și dăm posibilitatea acelor oameni. Ce ar fi fost dacă acea doamnă, domnișoară care m-a invitat pe mine nu m-ar fi invitat? Eu nu știu, nu m-a mai invitat niciodată nimeni de atunci să văd această oportunitate de afaceri. Că doar n-am fost așa de cunoscută de la început, că dezvolt să nu mă mai invite. Deci aceea a fost șansa mea. Chiar spunea doamna Vâșdea că omul se întâlnește în viață o singură dată cu o șansă și dacă știe să pună mâna pe acea șansă, schimbă întreaga viață. Și așa e. Al treilea pas, să inviți omul să vadă acest plan de marketing, cum poate să schimbe locul de cumpărături și poate să ajungă să câștige bani, să câștige tot ceea ce își dorește. Să arăți planul de marketing, ăștia sunt pași care îi faci, de fapt toți pașii aceștia îi faci împreună cu îndrumătorul încă de la început. Eu dau și eu acel ABC al afacerii care arată toți pașii care au de făcut, dar prea puțină lume îl și citește, deși este foarte subțire. Ei, acești pași sunt făcuți împreună cu îndrumătorul. Îndrumătorul nu este plătit ca să faci o muncă neplătită, dar în momentul când eu am început să câștig bani, câștigă și îndrumătorul. Un alt pas foarte important este să-și schimbi locul de cumpărături, de să-ți schimbi produsele care le consumi în casă cu produsele din afacerea asta rând pe rând, că nimeni nu spune să ți le arunci. Dar în momentul când tu începi să consumi produsele, o să vezi calitatea lor, că sunt produse premium, care îți aduc numai beneficii. Un alt pas este atunci când pui lângă produse și un sistem de dezvoltare personală, atunci de fapt ajungi la succes. Eu n-am știut ce înseamnă dezvoltarea personală și poate că nici acum nu știu să o explic atât de bine, dar faptul că sunt la întâlniri, la absolut toate întâlnirile, am citit cărțile recomandate de companie și am recomandat și altor persoane acele cărți. Și ei au, la rândul lor, au intrat în acest sistem de dezvoltare personală. Vedeți aceste întâlniri online. Poți să nu le spui nimic despre afacere și să spui intră acolo să vezi cum poți câștiga bani în plus. Și după aceea e rolul celor care l-a pus pe acea întâlnire să-i arate celelalte beneficii. Și asta înseamnă foarte mult, a însemnat foarte mult pentru mine că pot să fac, fără să am atâtea abilități, pot să dezvolt acest proiect financiar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat în această seară și o las pe doamna Luminița Dascăl în continuare să vă arate exemple de oameni care dezvoltă acest proiect. O să vedeți că sunt din diferite medii, cu facultate, fără facultate. Și vă mulțumesc că mi-ați dat această șansă. Mulțumim, Daniela, pentru toate informațiile. Pentru că nu vrem să vă reținem atenția foarte mult timp. Dana ne-a spus că maxim 40 de minute să fim împreună. Dacă o să mai întârziem câteva minuțele, sper să nu vă supărați și să vă placă, pentru că în continuare este partea care nouă ne place cel mai mult și cel mai mult. Partea asta pe care noi încercăm să o improvizăm în întâlnirea online dădeau și arătau foarte bine și ne simțeam extraordinar cu toții atunci când eram offline.
Atunci când aveam întâlnirile organizate la diverse locații și fiecare participant în al organizației Schwartz atingea un nivel, începând de la 3% și până la 21% și mai mari, primeau recunoaștere, felicitări, era aplaudat, primea flori, primea insignă și astfel era o sărbătoare de-a dreptul. Pentru faptul că aceste posibilități nu le mai avem, încercăm să le facem și în online, așa că o să dăm cuvântul celor care în ultima perioadă au atins noi nivele de calificare și o să rog pe rând fiecare persoană care a atins nivelul de 3% în ultima perioadă să își deschidă camera și să ne spună numele, prenumele, orașul de unde vine și profesia pe care o are. Noi vrem să-i felicităm, să-i cunoaștem, să le urăm din tot sufletul cele mai calde urări și felicitări și bucuria noastră împărtășim cu ei pentru nivelul nou atins și să le urăm în continuare succes pentru următoarele nivele. Așa că haideți, vă încurajez să vă deschideți camera, nu o să vă nominalizez, dar rând pe rând fiecare să spuneți aceste câteva cuvinte ca noi să vă cunoaștem și să vedem, pentru că e rodul muncii voastre până la urmă. Haideți, vă rog, cine a atins în ultima perioadă nivel de 3%? Vă rog. Oșciuc Neluț, Ovidiu, 3%, din Baia Mare. Sunt de profesie inginer, proiectant și îndrumător este Aurica Covaciu. Felicitări din tot sufletul. Este cel mai important nivel, nivelul de 3%, pentru că asta este rampa de lansare. De aici e startul. Domnul Neluțu, felicitări și vă dorim succes în continuare. Da, mulțumesc. Uite așa, aveți aplauzele noastre și fiecare care aveți camera, dați un rând de aplauze, pentru că măcar o să ne vadă domnul Neluțu și toți ne bucurăm pentru dumnealui. Felicitări. Mulțumesc. Haideți să vedem următorul. Cine a mai atins nivel de 3%? Vă rog. Bună seara. Hai, doamna are doamnele au prioritate, băieți, da? Bună seara, mă numesc Tudosie Petruța și locuiesc într-o comună Ișalnița din Dolj. Am atins nivelul de 3%. Îmi place ceea ce fac foarte mult. Următoarea mea se numește Andreea Bela. E superbă și îmi place că sunt alături de voi. Felicitări și bine ați venit în echipă, în marea noastră familie Schwartz și ne bucurăm extraordinar de mult. Vă dorim din tot sufletul succes, aveți niște îndrumători grozavi și avem încredere că în scurtul timp veți atinge următorul nivel și dumneavoastră și domnul Neluțu și toți cei care sunt nivel de 3%. Haideți, următorul. Mulțumesc frumos! Bună! Eu sunt Adelina. Am atins și eu nivelul de 3% și sunt bucuroasă pentru că am ajuns la acest nivel. Este un început bun, sper eu, pentru mine. Sunt din Târgoviște, Dâmbovița, și sunt de profesie economist și mă bucur că m-am alăturat vouă din nou. Felicitări din tot sufletul! Felicitări și bine ai venit în marea familie! E frumos să aparții unei organizații, unei echipe, să ai o apartenență la oameni frumoși, oameni de business, oameni de la care poți să-ți iei influență și motivație. Felicitări încă o dată, Adelina, și îți dorim din tot sufletul succes în continuare. Haideți, băieți, că cu drag! Băieți, v-am văzut acolo, nerăbdător să luați cuvântul! Da, bună seara! Mă numesc Mihai Urzicianu, sunt din Călan, județul Hunedoara. De profesie sunt administrator la o cafenea și am atins nivelul de 3% în această minunată afacere și abia aștept să fac și mai multe. Felicitări! Felicitări! Felicitări din tot sufletul! Felicitări! Mă bucur tare mult pentru voi, pentru că, iată, este o oportunitate extraordinară pentru absolut toată lumea și mă bucur când văd tineri, pentru că este deschisă absolut tuturor. Și este, cred, din punctul meu de vedere și a tuturor liderilor care sunt în această seară aici, este cea mai frumoasă și cea mai oportună idee prin care nu sunt riscuri, poți să-ți construiești propria experiență și afacere în timp alături de persoana care te-a invitat și care ți este lider și îndrumător. Felicitări, băieți, și succes în continuare! Ionuț? Haideți să vedem! Bună seara, mă numesc Hinda Ionuț,
De meserie sunt agent de vânzări, sunt din județul Hunedoara, sat Bredea Strei și am ajuns la nivelul de 3%. Wow, felicitări! Mulțumesc frumos! Bravo, bravo! Eu credeam că sunteți amândoi, dar uite, fiecare... Fiecare cu afacerea lui. Bravo, felicitări din tot sufletul! Abia așteptăm să vă felicităm și să vă la următorul nivel. Avem încredere în voi, că sunteți puternici, sunteți buni. Adina, trebuie să o demonstrați. Haideți, următorul. Bună seara! Bună seara! Curaj! Mă numesc Emiliana Nisipeanu, sunt din Târgoviște. De profesie sunt asistent medical. Am ajuns la nivelul de 3%, iar îndrumătoarea mea este Luiza Nicolae Tăbăcar. Felicitări! Vă mulțumesc și dumneavoastră! Felicitări! Bravo, bravo! Felicitări din tot sufletul, ai îndrumători extraordinari și sunt convinsă că cât de curând vă vom sărbători la următorul nivel. Felicitări! Nu știți cât mă bucur pentru voi! Haideți, ce mai urmează? Mai avem nivel de 3%? Adina! Bună seara! Bună seara, Adina! Bună seara! Te ascultăm! Mă numesc Adina Albescu, da, sunt din Deva și îndrumătorul meu este Ildi. Și sunt de profesie economist. Am emoții, dar îmi plac mult produsele și Ildi are multă răbdare cu mine. Și cineva a avut frumoasă tuturor. Și altcineva a avut răbdare cu ea. Așa că și ea va avea răbdare cu tine. Ești un om minunat și mă bucur că ai ales să fii în seara asta cu noi și să construiești afacerea alături de echipa lui Ildi. Felicitări și mult succes în continuare. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul, mai avem 3%. Bună seara. Da, bună seara, eu. Simina. Bună seara. Bună seara. Te ascultăm. Mă numesc Simina. Am 32 de ani, locuiesc în Italia, îndrumătorul meu este Larisa și doamna Urica, Larisa Mocanu cu doamna Urica. Mă bazez mult pe doamna Urica pentru că orice problemă am, e tot timpul disponibilă. Iar aici în Italia am fac drum cu domnul Adriano. Felicitări, Simina. Vezi cât de aproape poți să fii de compatrioții tăi. Toți te îmbrățișăm, toată echipa Schwarz și toți îți dăm un rând de aplauze și ne bucurăm pentru rezultatele tale și îți dorim din tot sufletul mult, mult succes. Ai îndrumători grozavi și credem în tine. Credem în toți cei care astăzi ați fost 3%, credem în voi că aveți forță și putere și puteți să creșteți la următoarele nivele. Mai avem nivel de 3%. Mai bună seara, mă numesc Mihaela Ciugulin, sunt din Baia Mare, de profesie lucrez în învățământ. Sunt sub îndrumarea doamnei Aurica Covaciu și mă bucur că am rămas alături de voi. Felicitări și noi ne bucurăm că ai rămas alături de noi. Și credem că și tu poți să ai mult, mult succes așa cum ți-l dorești de altfel și ai un îndrumător extraordinar cu rezultate frumoase. Dragilor, am toată stima și tot respectul pentru toți cei 3% care ați fost în seara asta. Mai este cineva? Da, mai este. Bună seara. Super! Bună seara! Noi împreună am mai vorbit când m-am întrebat dacă pot să merg să cumpăr produsele și să mă înscriu în afacere pentru a consuma, consumator. Eu consum din 93 produsele de la NY. Vă rog să vă spuneți numele, prenumele, orașul și profesia. Mărginean Rodica. Sunt din Ciumbrut, județul Alba. Actualmente sunt pensionară pentru că am 66 de ani, am lucrat pe terapia intensivă asistent medical și 27 de ani de când s-au deschis serviciile de urgență. Oana Rus, care mi-este de la cine eu cumpăram produsele înainte, a fost la mine la serviciu, a văzut unde am lucrat. Eu n-am să renunț, deci dacă n-am renunțat de atâta timp la aceste produse, n-am să renunț nici de acum. Felicitări! Și felicitări și mult succes în continuare! Felicitări! Abia așteptăm... Nu știu dacă o să-mi formez eu o echipă la vârsta de 66 de ani,
Dar oricum vă urmăresc, îmi sunteți dragi, aflu lucruri foarte interesante și noi. Și este un mod plăcut de a-mi petrece timpul de două ori pe săptămână, seara împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, dacă nu vă deranjez. Nu ne deranjați, ne bucurăm din tot sufletul că ați ales să fiți, să faceți parte din echipa noastră și să fiți prezente la evenimente. Acum o să dăm microfonul și altor persoane pentru că mai avem câteva calificări. Mulțumim din suflet și felicitări în continuare și credem în dumneavoastră că sunteți un om perseverent și veți atinge și alte calificări. Mai este cineva 3%. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Victoria! Felicitări! Bună seara la toată lumea! Vă salut de aici din Italia. Eu promovez aici, alături de domnul Adriano e Francesca și mă țin încă în 3% pentru moment. Sper să merg mai departe. Și mă bucur că pot să stau cu voi când sunt invitată să iau parte, învăț mai mult cu voi și aici, dar e un pic mai dificil. Dar începe să meargă și aici. Dar nu, dificil, dar nu imposibil. Felicitări, Victoria, și mă bucur că... Să fim pozitivi și să avem curajul să vorbim cu persoane, chiar dacă nu le cunoaștem, chiar dacă nu sunt asemeni cum suntem noi, dar... Merge. Încet, dar merge. Încet, dar sigur. Felicitări încă o dată și ne bucurăm să vă avem alături de noi, chiar și la așa o distanță din Italia. Felicitări încă o dată și vă suntem cu sufletul aproape și alături. Știu că vă este greu acolo, dar suntem cu sufletul alături de voi. Și vă dorim în continuare mult succes și mult spor. Mai este cineva nivel de 3%? Vă salut pe toți. Și noi te salutăm. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Moga Maria. Îmi pare rău că nu merge camera, nu știu de ce. Am ajuns și eu nivelul de 3%. Iar în următoarea mea este Daniela Biro, care îi mulțumesc din suflet. Și să sperăm că o să ajung la un nivel mult mai mare. Datorită ei, mulțumesc din tot sufletul. Îmi plac foarte mult produsele. Așa am ajuns să ne cunoaștem. Și succes în continuare. Da, mulțumesc mult. Felicitări mulțumesc. Din tot sufletul și aveți niște lideri și îndrumători pe care vă puteți baza, însă nu uitați un aspect. Este afacerea voastră. Da. Este afacerea voastră și beneficiați de sprijinul care îndrumătorii vi-l oferă. Haideți să vedem dacă mai avem nivel de 3%. Da, bună seara. Bună seara. Ana sunt, îmi pare rău că nu am și eu cameră. Eu sunt din București, locuiesc în București, dar născută sunt din Galați. Acolo am cunoscut-o și pe doamna Lucia Ciochină, îndrumătoarea mea. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea prezentată. Momentan sunt tot 3%, am început cu înlocuirea produselor din locuință. Folosesc foarte mult, inclusiv gama de... alimente, batoane și tot ce ține pentru dietă și da, și mie îmi plac produsele și urmăresc să-mi măresc rețeaua, să recomand la cât mai multă lume. Și vă Felicitări din suflet și mult succes în continuare. Vă așteptăm la următorul nivel. Da, trebuie mulțumesc. Să credeți și să luptați pentru următorul nivel, pentru că nu se întâmplă nimic. Nu-i nimic la voia întâmplării, doar planificare și acțiune. Haideți să vedem dacă mai avem nivel de 3%. Numele, prenumele, orașul de unde veniți și profesia. Vă rog. Se pare că am terminat cu nivelul de 3%. Așa cum știm din grila de bonusare, următorul nivel este de 6%. Asta înseamnă 600 de puncte făcute într-o lună, fie personale sau cu echipa, și astfel nivelul de 6% deja e următoarea treaptă și un nivel pe care vrem să-l felicităm în continuare. Așa că vă rog, dragii mei, luați cuvântul, deschideți microfonul și curaj. Haideți să-i cunoaștem pe cei de 6%. Da, bună seara, mă numesc Mirca Denisa, sunt din Oradea și am făcut nivelul 600 de puncte personal.
Felicitări, felicitări, Denisa, bravo! Asta, da, deci puncte personale, asta înseamnă un venit mult mai, mult mai mare, câștiguri mult mai substanțiale, felicitări! Ne bucurăm tare mult și îți dorim în continuare mult, mult succes, ca nivelul de 6% și 9% să-l faci cu echipă. Da. Haideți să vedem următoarea persoană care a atins nivelul de 6%. Bună seara, mă numesc Bălan Cristina, sunt din Cisnădie, județul Sibiu, lucrez ca tehnician într-o fabrică de încălțăminte. Îndrumătoarea mea este Loredana Bunea și vreau să mulțumesc și comunității Generația Fără Șef pentru tot sprijinul acordat. Vă mulțumesc pentru tot! Felicitări, felicitări din suflet! Felicitări și mult succes în continuare! Vă așteptăm la 9%! Mulțumesc! Cu drag! Haideți să vedem următorul nivel de 6%. Bună seara! Numele meu este Loredana Bunea și sunt împrenatal cu copii. Am doi copii mici, unul de 5 luni și unul de 2 ani. Să vă trăiască! Mulțumesc asemenea! Fac parte din echipa GPS Team. Îndrumătoarea mea este doamna Florica Ortelecan și Mihaela Denardin. Foarte mult vă bazez pe Mihaela și sunt mândră că fac parte din această echipă. Mulțumesc! Ai și de ce! Felicitări! Felicitări din tot sufletul și mult succes în continuare spre următorul nivel. Mulțumesc. Haideți să vedem următorul nivel de 6%. Așteptăm? S-au terminat nivelele de 6%? Bună seara. Numele meu este Elisabeta, și cum mă știu, foarte multe partenere. Momentan locuiesc în Spania și am ajuns nivel de 6% atât pe România cât și pe Spania. Îndrumătoarea mea din România este Andreea Elena Benia și sunt foarte mândră că fac parte din această generație. Felicitări! Felicitări! Felicitări și mult succes în continuare și să fiți sănătoasă acolo în Spania și să aveți mult spor. Și noi românii suntem cu sufletul alături de voi. Mulțumesc! Felicitări și succes în continuare! Haideți să vedem cine a mai atins nivel de 6% în ultima perioadă. Mai avem pe cineva? Bună seara! Bună seara, Oana! Numele meu este Oana, sunt mămică de 3 copii, recent întoarsă din Anglia și mulțumesc echipei Generația Fără Șef. Fac parte din echipa lor. Felicitări! Bravo! Am atins 6%. Felicitări, nivel de 6%. Suntem cu toții din echipa Schwarz. Acum, dacă voi aveți acolo un grupuleț, știu că sunteți foarte veseli și foarte uniți, ne bucurăm să vă felicităm și să vă spunem că ne bucurăm din tot sufletul pentru voi. Felicitări încă o dată și să știți că și cu alături de cei din Anglia suntem cu sufletul și acolo. Și haideți să vedem, mai avem pe cineva de 6%. Dacă am terminat cu 6%, mai este cineva? Morico Ullman. Păi da, hai să-și deschidă microfonul și să ne spună, să se prezinte singură. Vă ascultăm. N-aveți curaj? Atunci o să trecem la următorul nivel, dacă de 6% nu mai avem prezență sau nu au foarte mult curaj, eu vă încurajez. Pentru că ați văzut cât curaj au avut cei de 3%. Cei de 6 deja ar trebui să aibă mult mai mult. Nivelul de 9% presupune 1200 de puncte de grup. Personale e un pic mai cam greu să ajungi acolo, mai ales dacă ești mai nou. Știu lideri care fac peste 1200 de puncte personale lunar și nu mă mir și de cei noi, dar haideți să vedem cine a atins nivelul de 9%, 1200 de puncte. În ultima perioadă. Așa că vă rog, vă dau cuvântul și vă ascultăm cu mare drag. Bună seara! Druță Daniela, mă numesc. Vreau să fiu prima care dă startul, pentru că mie îmi place să fiu prima în orice. Sponsorul meu este prietenul meu, Ionut Popovici. Sunt susținută de familia Popovici, Ștefan și Mioara, pe care îi îndrăgesc, chiar îi ador, învăț foarte multe de la ei. Într-adevăr, sunt psihopedagog special și împreună cu meseria mea, recomand vitaminele
și Omega Kids. Chiar merg foarte bine. Nu pot să zic Kid. Felicitări! Până la urmă, nu știu dacă ne-ai spus, ne-ai spus numele și profesia și de unde vii. Drutu Daniela, psihopedagog special. Ok, bine atunci. Mulțumim și felicitări în continuare. Felicitări. Într-adevăr, ai niște îndrumători extraordinari, oameni de mare valoare, oameni de la care chiar ai multe de învățat și nu numai tu, și noi toți. Așa că felicitări atât ție cât și îndrumătorilor tăi. Mulțumesc frumos! Te așteptăm la următorul nivel, 12. Haideți să vedem dacă mai este cineva cu 9%. Bună seara! Bună seara! Numele meu este Anca Sandu, am 30 de ani, sunt mămica a două fetițe. De profesie sunt asistent medical. Momentan sunt în concediu creștere copil. Și am atins nivelul 9% de câteva luni bune. Sunt bucuroasă foarte tare pentru că sunt cu voi aici. Învăț foarte multe lucruri de la dumneavoastră, de la toată lumea. Îndrumătoarea mea ar fi Arabela Joița, dar și Luiza Tăvăcaru, pentru că lucrez foarte strâns cu ambele și le iubesc. Și abia aștept să ne vedem la următorul nivel. Felicitări! Felicitări! Felicitări din suflet! Felicitări tuturor! Felicitări tuturor și felicitări și vouă și abia așteptăm să vă vedem la următorul nivel. Iată câtă bucurie și cât entuziasm și câtă voie bună, nu-i așa? Iată ce seară frumoasă avem! Vă sugerez și vă rog din tot sufletul ca în fiecare seară de luni să fiți prezenți, să vă deschideți camerele și de ce nu, iată, să mai spunem câteva cuvinte, pentru că în felul ăsta aduce mult mai multă energie. Felicitări, Anca, și succes în continuare pentru următorul nivel. Haideți să vedem dacă mai avem 9%. Da, da, mai este, doamna dascălu. Larisa Cosma. Larisa Cosma, unde ești? Te ascultăm. Bună seara, numele meu este Larisa Cosma. Și sunt 9%, îndrumătoarea mea este doamna Nicoleta Regoș. Sunt din Baia Mare și de profesie agent procedural. Felicitări! 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 Asta e mai mult de la mine. Planificare și acțiune! Da. Felicitări din tot sufletul! Ai îndrumători extraordinari și ai toate șansele pentru următorul nivel, așa că programează-ți și acționează. Felicitări, dragilor, din tot sufletul la toți cei de 9%. Mai este cineva de 9%? Bună seara! Bună seara! Simona Conea, de profesie sunt economist. Am atins nivel de 9%, iar îndrumătoarea mea este Aurica Covaciu. Pe această cale țin să-i mulțumesc și ei și dumneavoastră, care aveți multă răbdare cu mine. Ba pornesc, ba mă opresc, ba sunt nehotărâtă. La produse nu am renunțat niciodată, le folosesc de mai mult de 5 ani, le-am luat așa progresiv, sunt minunate și sunt foarte mulțumită de toate produsele și de echipa în care am intrat, în care am avut șansa să intru. Felicitări din tot sufletul și faptul că n-ați renunțat la produse și la echipă și sunteți încă prezentă și sunteți în întâlniri, asta este mare lucru, asta spune multe despre dumneavoastră. Și ar fi chiar păcat, pentru că uitați-vă, e o seară de luni în care nu știu ce ați putea avea mai bun de făcut decât să intrați, să vă motivați, să luați puțină energie, dacă nu puțin mai multă, și să fim într-o echipă cu oameni pozitivi. Eu cred că și ăsta e un motiv extraordinar de important, pentru că în ultima perioadă informațiile din jur sunt din ce în ce sau au fost și sunt negative, dar în întâlnirile astea vorbim despre lucruri frumoase, despre organizări, despre planificări, despre viziune, despre a construi, despre a călători, pentru că într-o zi se vor termina toate lucrurile astea și pentru aceste lucruri merită să fiți în echipa Schwarz și merită să fiți în aceste întâlniri pentru alături de lideri de mare valoare care vă inspiră, vă motivează și vă susține. Așa că, încă o dată, la mulți ani și la mulți ani. Felicitări, da, și la mulți ani. Mulțumesc și la mai mare, La mulți ani și buni și în viața de zi cu zi și în business. Haideți să vedem dacă mai avem nivel de 9%.
Mai este cineva din lider, dacă știți că aveți pe cineva, dacă nu, atunci o să trecem la următorul nivel. Nivelul de 12%. Este deja un nivel în care ești un mic lider deja, ai 2400 de puncte și de acum nu mai vorbim despre puncte doar personale, pentru că este cu mult mai greu să realizezi atâtea puncte. Vorbim de o echipă, vorbim de un grup pe care l-ai construit și aici demonstrează că ești un lider și șansele tale de a crește la următorul nivel sunt mult mai mari, pentru că deja ți-ai format o echipă. Haideți să vedem, pentru că știu că avem nivele de 12% noi. Bună seara! Mă numesc Lupșan Livia, sunt din Bistrița, sunt mămica a doi copii, dar și manicuristă și mai nou, nu știu cum să mă numesc în Amway, dar am atins frumosul prag de 12% și datorită, da, și știu că datorită îndrumătoarei mele, care este un lider excepțional și pe această cale țin neapărat să-i mulțumesc și să-i spun că este mai mult decât un lider pentru mine, deja este o prietenă și țin foarte mult la ea și este cel mai excelent lider din lume. Datorită ei sunt unde sunt acum și știu că în scurt timp o să ajung mult mai sus. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru faptul că mă aflu aici cu voi în fiecare luni seară. Felicitări, Livia! Felicitări! Știm că îndrumătorul tău și persoana pe care o iubești foarte tare este nimeni alta decât Elena Pop. Elena Pop, bineînțeles. Și... Am spus, nu? Nu. Nu? Îmi pare rău, Elena Pop. Nu e nicio problemă. Ia uitați-vă cât este de impresionant. Pentru că toate aceste cuvinte care, Livia, tu le-ai spus, le-ai spus din suflet, din ceea ce ai simțit. De-aia e frumoasă afacerea, pentru că la un moment dat ajungi cu persoana cu care colaborezi și lucrezi, nu să-ți fie doar un îndrumător, să-ți fie chiar prieten, să devii prieten, să devină pentru tine unul dintre cele mai importante persoane din viața ta. Și asta este mare lucru. Aici vorbim de mult mai mult decât afacere. Așa este, Livia. Așa este, te îndrăgesc foarte mult, te felicit și mă bucur pentru că într-un timp record, vreau să vă spun că această tânără domniță, pentru că e foarte tânără și e domniță, e mămicuță deja, a atins acest nivel într-un timp record, într-un timp foarte scurt și mai ales în perioada asta de pandemie, când lucrurile au mers și merg așa cum merg. Dar nu numai ea, felicitările mele sunt pentru absolut toți cei care ați fost și sunt prezenți în acest eveniment și nu numai pentru cei sărbătoriți, ci pentru lideri, cei care stau în spatele acestor rezultate. Pentru că în mare parte munca este acolo, determinarea, suportul și motivația în spatele celor care au astăzi rezultate. Dar știți cum? Așa e ca și la școală, când profesorul are meritele, da? Dar împinge copilul în față pentru că el este cel care trebuie să primească coronița, așa sunteți voi în seara asta, cei care primiți toate aplauzele și toate felicitările pentru tot ceea ce ați făcut împreună cu profesorul vostru care e în spate și care... De cele mai multe ori lăcrimează atunci când vă vede pe voi acolo în față și fericiți pentru rezultatele pe care le-ați obținut. Vă sugerez din tot sufletul să mulțumiți liderilor și îndrumătorilor voștri pentru tot ceea ce ați obținut, pentru că în mare parte li se datorează. Vă felicit încă o dată, felicitări, Livia, și vreau să abia așteptăm să te sărbătorim la următorul nivel, pentru că ai făcut o promisiune și mi-ai făcut-o și mie că o să ajungi 15% și abia așteptăm, să știi. Te provoc. Mulțumesc. Te îmbrățișez, o seară frumoasă în continuare. Haideți să vedem. Mai avem nivele de 12%. Da, bună seara. Numele meu este Dorina Milescu din Deva și îndrumătorii și prietenii mei adevărat sunt Oana Rus și Marian, cărora le mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul și încrederea care mi-au acordat întotdeauna. Datorită lor sunt la acest nivel și datorită și celor din echipa mea, pe care îi îndrăgesc și îi încurajez să ne urmeze pașii. Felicitări, doamna Dorina! Felicitări din suflet! Felicitări! Mulțumesc, și... mulțumesc mult și dumneavoastră, mulțumesc și la familia Vâșgea, la toți vă mulțumesc din suflet pentru toate încurajările care mi le-ați oferit întotdeauna. Și noi vă mulțumim pentru faptul că ați stat alături de noi și nu ne-ați slăbit nicio secundă, pentru că ăștia sunt oameni adevărați care
dau reciproc. Dau și primesc. Vedeți? Asta e frumusețea acestei oportunități, pentru că întâlnim oameni de toate vârstele, de toate categoriile sociale, de toate profesiile și nu are granițe, după cum ați văzut. Felicitări, doamna Dorina, și vă așteptăm la următorul nivel. Haideți să vedem dacă mai avem nivel de 12%. Da, bună seara! Bună seara! Bună seara, Claudia! Bine ai venit! Bună seara! Sunt mămica a trei copii, casnică, dezvolt afacerea atât în Italia cât și în România. Pe România 12%, iar pe Italia 9%. Următorul meu este Luiza Tăbăcaru, Luiza Nicolae Tăbăcaru. Și mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul ei și răbdarea pe care o are cu mine a dezvoltat această afacere în două țări. Vă mulțumesc tuturor! Felicitări! Felicitări, Claudia! Stai tu liniștită că a avut și altcineva și are răbdare cu îndrumătoarea ta. Nu-i așa, Luiza? Pentru că da. Liderii puternici sunt liderii care, iată, trebuie suportați până la un moment dat, pentru că și ei la rândul lor vor suporta pe alții. Așa stau lucrurile, asta e business-ul până la urmă. E o școală în care învățăm să devenim profesori. Și profesorii noștri sunt cei care ne suportă pe noi și noi la rândul nostru trebuie să suportăm și să-i ajutăm. Când spun suportat, nu o luați ca pe o povară. Nu este povara nimănui. Nu eu, a suporta înseamnă a comunica, a colabora, a face echipă. Că până la urmă este o relație frumoasă și este o muncă extraordinară în spatele acestei activități. Felicitări, Luiza, felicitări pentru toată echipa și felicitări, Claudia. Iată că se poate să lucreze în două țări concomitent, și în Italia și în România, și nu e un nivel de colo. Sunt chiar rezultate foarte frumoase. Așa că haideți să mergem mai departe. Felicitări încă o dată și vă așteptăm la următoarele nivele. Haideți să vedem următorul 12%. Mai avem? Bună seara! Bună seara! Mă numesc Andreea, sunt din Pitești, dar momentan dezvoltăm afacerea din UK. Sunt mămica a trei copii, suntem acum izolați, cu varicelă toți. Țin să mulțumesc Mihaelei Denardin și Luizei Tăbăcaru, cu ele lucrez și avem o relație foarte, foarte specială. Și nu sper, ci îmi doresc din tot sufletul să depășesc acest nivel pe care l-am de câteva luni bune și să vină următorul cât mai rapid. Felicitări din tot sufletul. Mulțumesc. Și să-ți dea Dumnezeu sănătate și sănătate la toată familia. Și iată, vedeți, și cu tehnologia asta un lucru bun, pentru că fiind izolați acolo, n-am fi putut să ne vedem, să ne întâlnim, dar uite, datorită tehnologiei ești în casele noastre. Te felicităm și îți dorim să fii puternică și să lupți în continuare pentru scopurile tale și pentru siguranță. Și pentru copilașii tăi. Felicitări și mulțumesc. Succes în continuare! Sunteți extraordinari, m-ați energizat când vine să vă iau în brațe pe toți, nu știu dacă am să reușesc, dar am să strâng calculatorul ăsta în brațe. Haideți să vedem, 12% mai avem? Bună seara! Bună seara! Auziți? Foarte bine vă auzim! Și vă și vedem, sunteți frumoasă! Da, mulțumesc! Și dumneavoastră! Sunt Elena Condurache din Iași și am făcut nivelul 12% cu ajutorul Claudiei Ciocianu și echipei mele, și de care îi mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul și îmi plac foarte, foarte mult produsele. Deci n-aș renunța unde merg, unde pășesc. Eu am tot timpul produse la mine. Și chiar și în vacanță, dacă merg, nu ezit să vorbesc de aceste produse. Sunt foarte mulțumită și cu cât mai mare echipa, cu atât ajungem la nivelul următor. Mulțumesc. Felicitări. Mult pentru tot și multă sănătate. Felicitări, asemenea, multă sănătate și spor și succes în tot ceea ce faceți. Vedeți, atunci când iubești produsele și iubești ceea ce faci, n-ai cum să nu ai rezultate. Dacă, indiferent unde mergi, vorbești despre produse și vorbești cu atâta dragoste, clar că mă lipsești pe cei din jurul tău. Oamenii văd ceea ce faceți, văd pasiunea și atunci ți se alătură. Felicitări, Elena, și succes în continuare și te așteptăm
cu drag la următorul nivel, te așteptăm în fiecare luni, dar la următorul nivel să ne povestești și să ne spui mai multe lucruri. Succes în continuare! Haideți să vedem, mai avem 12%? Dacă nu mai avem 12%, încă o dată felicitări și vreau să trecem la următorul nivel și o să ne oprim, pentru că, iată, timpul a trecut așa de repede, dar a trecut frumos, nu? Și haideți să vedem nivelul de 15%. Avem printre noi, este prezent, a mai avut răbdare până la ora asta. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Joița Arabela, am 30 de ani. Sunt mămica unei fetițe de aproape 4 ani și un bebe în burtică de 4 luni. Vreau să mulțumesc în primul rând îndrumătoarei mele, Luiza, pentru toată susținerea, dar mai ales echipei, fiindcă fără ei nu aș fi ajuns aici, fiindcă unde smuls puterea crește. Și mai ales întregii echipei Zvarț, îmi plac foarte mult întâlnirile de luni și vă mulțumesc mult că ați aportat în viața mea. Felicitări, felicitări din suflet și noi îți mulțumim că ai apărut în viața noastră, pentru că, iată, echipa, organizația Zvarț crește odată cu voi și cu toți pe cei care îi aduceți în echipă și astfel vom crește, vom fi mult mai puternici, pentru că, așa cum spui, unde sunt mulți, puterea crește. Puterea echipei este mult mai valoroasă decât a unei persoane individuale și astfel vom fi mai puternici și vom crește mai mult. Felicitări încă o dată pentru frumosul nivel. De aici mai este doar un mic pas până la a-ți împlini visul, pentru că visul fiecăruia, cred, că și al meu a fost să ajung 21%. De acolo mai sunt alte trepte, dar o să faceți la momentul respectiv planificările. Așa că felicitări și succes în continuare! Dacă mai sunt nivele sau dacă este cineva care, eu știu, a întârziat să intre sau să vorbească, îi așteptăm cu drag. Dacă nu, pot să spun că mă despart cu greu. Parcă îmi vine greu să spun că a luat sfârșit întâlnirea. A fost extraordinară din punctul meu de vedere. Vreau să felicit absolut încă o dată pe toată lumea și iarăși spun și pe lideri în spatele cărora